Salutare! Astăzi vom rezolva o problemă foarte enervantă, mai exact zornăitul și scârțitul foarte strident al eșapamentului, dar undeva din zona motorului și sub habitaclu, mai exact sub zona șoferului. În cazul meu este vorba despre un Renault Clio Symbol 1.4 MPI 8 valve. Practic este motorul care s-a montat și pe Solenza, pe Logan și așa mai departe, cu mici diferențe, adică diferă codurile de motorizare. Și catalizatorul se află undeva în zona peretelui de foc, poate chiar un pic mai spre spatele mașinii. La mașinile mai vechi și în general la motociclete am observat, avem acest tip de îmbinare, nu avem un racord flexibil și avem o îmbinare cu arcuri. Adică avem catalizatorul, avem racordul de evacuare sau țeava de eșapament care merge spre spate și între acestea două este și o flanșă care împinge cele două țevi împreună și avem și două arcuri care țin cumva flanșa aceea în tensiune și astfel poate să joace puțin, fiindcă motorul se mișcă și astfel se mișcă și prin acele arcuri puțin. Și între catalizator și racordul de evacuare, țeava de eșapament, avem un inel de foc, se numește. Practic este o garnitură din sârmă care are rol de a etanșa pentru a nu pierde gaze pe acolo și pentru a reduce scârțitul și pentru a reduce, evident, mișcările foarte bruște ale evacuării. Practic vine și în ajutorul arcurilor. În cazul meu, mașina are aproape 100.000 de kilometri și acesta este racordul original. După cum puteți vedea, este destul de uzat. L-am scos intact, adică nu s-a degradat în timpul demontării și zic că merită schimbat. Am dat aproximativ 9 lei pe el, este de la FA1, dacă nu mă înșel, ca și producător. Mai exista varianta pe origine și era undeva la 100 și ceva de lei, dar sincer nu merită pentru o garnitură de sârmă. Din păcate nu am reușit să surprindă sunetul, deoarece atunci când m-am apucat să filmez a dispărut, evident. Dar se auzea foarte tare în habitaclu, mai ales când subturam motorul sau când făceam manevre gen parcări și în general când subturam motorul, cu alte cuvinte, și dacă îl mișcam așa foarte tare, îl balansam cu mâna, din nou, scârția foarte, foarte tare. În continuare trebuie să demontăm scutul. În cazul meu avem 10 șuruburi de 10 mm, la Logan, dacă nu mă înșel, sunt 6 șuruburi de 10 mm. Puteți de asemenea să lucrați și fără să demontați scutul, dar este mai ușor dacă îl demontați. Și după ce haideți să și schimbăm inelul. După ce ați demontat scutul și v-ați asigurat că mașina stă foarte bine pe capere sau pe mijloacele de susținere suplimentare, niciodată nu vă băgați sub mașină dacă stă doar pe cric. După aceea vă puteți băga sub mașină și veți vedea eșapamentul care se îmbină cu catalizatorul. În continuare, folosiți spray regripant pe cele două piulițe care fixează arcurile și folosind o tubulară de 10 mm, desfiletați-le. Sunt ceva șanse să se rupă tigele care ies din catalizator. Dar, din fericire, sunt destul de ieftine, costă undeva la 10 lei bucata. Dar, din păcate, se vor scoate destul de greu din cauza faptului că este destul de multă rugină în acea zonă. Așa că cea mai simplă soluție, după părerea mea, este să dați gaură pur și simplu în tigele rupte și să folosiți două șuruburi normale și la capăt puneți piulițe. Aparent, eu am ceva noroc și cele două tige nu s-au rupt. După ce am desfiletat complet piulițele și am scos arcurile, trag puțin de eșapament, mai ales din partea din spate, pentru a-l scoate din catalizator. Dacă aveți Euro 2, așa cum am și eu, nu o să aveți a doua sondă de oxigen, cea de după catalizator. Așa că, în acest caz, puteți porni motorul să vedeți cum sună. Sună de super, super mișto, puteți să-l și turați puțin. Dacă aveți a doua... După aceea puteți scoate vechiul inel de foc. Acesta pur și simplu iese foarte ușor, trageți cu mâna de el, dacă rămâne puțin blocat, faceți puțină pârghie cu o șurubelniță. După cum puteți vedea, în cazul meu era super distrus, chiar rupt. În continuare este destul de important să curățăm foarte bine cele două suprafețe unde va sta acest inel de foc, adică pe țeava de eșapament și pe conicitatea acesteia și pe ieșirea din catalizator. Atunci când curățați, aveți grijă să nu băgați mizerie în interiorul catalizatorului. În continuare, pentru o și mai bună etanșare, puteți folosi puțină vaselină rezistentă la temperaturi foarte înalte. Eu am o vaselină specială pe bază de cupru care rezistă până la 1150 de grade Celsius.
iau puțină vaselină și o aplic pe conicitatea țevii de eșapament. Același lucru îl fac și pe gulerul de la catalizator. După aceea pun pe poziție noul inel de foc, pun la loc eșapamentul, pun la loc arcurile, spirele mai mari stau spre catalizator și spirele mai mici stau spre spatele mașinii. Și după aceea strâng ușor cele două piulițe. Acestea nu trebuie strânse foarte tare, deoarece există riscul să rupeți tigele. După ce am terminat de lucru, am pornit motorul și am dat câteva ture mici față-spate, subturând motorul. Practic i-am dat doar din ambreiaj pentru a-l subtura cât mai mult posibil și aparent n-am mai scârțit absolut deloc. Deci teoretic am rezolvat problema. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți și pe Instagram. Drumuri bune!